Bun găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Viața privită prin ochii sufletului. Am invitat în studio pe doamna Anica Baciu și am făcut o convenție cu ea ca să inversăm rolurile și să prezinte și să pună întrebări dânsa și eu să răspund. Bună seara, bine v-am regăsit. În această seară vom aborda povestea lui Adam și Eva într-o nouă perspectivă, o nouă viziune, o viziune spirituală. Deci este una dintre cele mai frumoase povești, cele mai frumoase legende, care ne aduce un adevăr. Un adevăr, dar noi vom avea o altă interpretare. Am putea spune că această poveste este a tuturor oamenilor, așa, și a noastră. Dar de ce putem spune lucrul acesta? Pentru că noi suntem conectați prin fire invizibile cu toții și noi, bărbat, femei, suntem Adam și Eva și formăm o singură unitate, o singură ființă. Și cum spunea și Apostolul Pavel, spunea că noi suntem, sau voi, așa spunea el, voi sunteți mădularele trupului Hristos. Deci toți suntem uniți într-o singură ființă și toți formăm pe Hristosul Cosmic, Fiul lui Dumnezeu. Există o conexiune cu noi toți oamenii. Cum era omenirea la început, înainte de a fi această poveste? La început de această poveste, omenirea trăia în armonie, trăia în iubire, aveau deschiși ochii spirituali. De-abia după ce a început povestea, așa a schimbat lumea, felul de a fi, din cauza tocmai din ceea ce o să vorbim noi la emisiune și o să explicăm care este cauza, pentru ce s-au schimbat oamenii, de ce văd altfel lucrurile, de ce nu mai trăiesc în iubire, de ce trăim în frică. Deci la început oamenii erau în paradis, erau inocenți și raiul există doar atunci când ochii spirituali sunt deschiși. Da, da. Lumea se afla într-o comuniune permanentă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu se afla într-o permanentă comuniune cu oamenii. Atunci lumea, oamenii, le era frică de Dumnezeu? Trăiau în iubire, îl iubeau pe Dumnezeu, erau în comuniune cu El, nu aveau de ce să le fie frică de Dumnezeu. De-abia după aceea încep să le fie frică. Dar să încep cu legenda, să spun, da, cu toate. Toată lumea o cunoaște, dar legenda lui Adam și Eva. Pe măsură ce vorbim, să și explic câteva lucruri. Deci legenda spune că în mijlocul grădinii Raiului erau doi pomi. Erau mai mulți pomi, dar cei mai mari pomi, care erau cei mai căutați, era pomul vieții, care dacă mâncai din el aveai viața veșnică, trăiai fără să fii bolnav, erai sănătos, și era pomul morții, care unii spun, în tradiția toltecă, spun pomul cunoașterii, din cauza că atunci când Dumnezeu le-a spus oamenilor să nu mâncați din acest pom, căci veți muri, curiozitatea lor a fost mare și ei s-au dus să vadă pomul. Când au ajuns acolo, în pom trăia șarpele, care era plin de otravă și care avea vorba miroasă și care unii mai spun prințul minciunilor. Iar șarpele i-a îndemnat să mănânce, că le-a spus de ce. A spus că Dumnezeu nu vă lasă să-L cunoașteți pe El, să nu ajungeți ca El. Dacă mâncați din pomul acesta, veți avea cunoașterea binelui și a răului, veți avea toată cunoașterea. Și într-adevăr, așa este, după cum a spus El, dar cunoașterea din minte. Și poate și interdicția de a o călca pe care Dumnezeu le-a dat-o, poate și El a știut ce o să întâmple, deci a fost și planul Lui pentru ca noi să venim în materie, să cunoaștem viața în materie, pentru că noi atunci trăiam înainte de a veni pe pământ, eram în rai, eram fără corpul fizic, după aceea ne-am trupat în corp fizic. Dar de fapt șarpele era un înger căzut, care la început, da, spune că era cel mai frumos înger. Da. Iar mesajul acestui înger, mesajul șarpelui era un mesaj de teamă, un mesaj de, cum spuneai și tu, aducea doar minciuni. Da. Prin fructul care l-a mușcat, așa se spune că fructul era otrăvit, de fapt nici nu era un fruct. Deci simbolic era un fruct, pentru că ei atunci li s-a deschis mintea, au început să judece. Când îngerul, prințul minciunilor, cum îi spunem, sau parazitul, cum îi spun în tradiția toltecă,
care este mintea omului, atunci a început omul să judece, pentru că el le-a povestit foarte mult timp, le-a vorbit și i-a făcut pe oameni să creadă tot ceea ce spunea el, pentru că oamenii erau inocenți, erau puri, credeau tot ceea ce spunea acest înger care vorbea foarte frumos. Și le-a băgat în mintea lor niște concepte prin care ei s-au depărtat. De atunci s-au depărtat de divinitate pentru că au început să judece. Deci atunci când cunoști binele și răul, ce înseamnă asta? Începi să judeci. Și începând să judeci, te îndepărtezi, ești în dualitate, ești separat de Dumnezeu, nu mai ești unit cu El. Și fiindcă a spus că oamenii suntem separați, noi nu mai vedem realitatea, noi vedem altă realitate cu simțurile care avem. Deci după ce Dumnezeu ne-a trimis pe pământ și ne-a întrupat, cu simțurile care le avem, simțurile noastre sunt imperfecte, nu vedem totul. Deci nu vedem, noi nu vedem în alte planuri, nu vedem în planul astral, nu vedem în planul unde mergem după ce murim. Și cum putem să explicăm această separare, să facem o alegorie cu războiul de țesut? La războiul de țesut este, se pune o urzeală, adică se urzește covorul, nu? Se bagă firile prin războiul de țesut, se bat cu nu știu cum se cheamă alea, vătali sau nu știu cum, și pe fața covorului se vede ceea ce vedem noi cu ochii fizici. Deci vedem realitatea separată, vedem flori, vedem copaci, vedem ce motivele care sunt acolo. Iar pe fața opusă, care este urzeala, acolo este toată, vedem cum se unesc toate între ele. Deci asta este realitatea pe care noi nu o vedem. Deci acolo noi vedem întregul, atât defectele, greșelile, cât și partea frumoasă. Da. Ce reprezintă arborele cunoașterii din mintea noastră? Păi arborele cunoașterii tocmai este sămânța care a fost plantată și din el, deci semințele care au fost plantate, din el a ieșit un copac din cauza că s-au plantat multe concepte. Toate conceptele astea care s-au plantat în mintea noastră formează concepții noastre despre viață, credințele noastre. Deci aceasta reprezintă arborele cunoașterii, reprezintă concepțiile, credințele care avem noi. Iar când noi trăim și suferim, atunci înseamnă credințele noastre sunt false, avem credințe greșite și trebuie schimbate aceste credințe. De fapt, venim vorba despre faptul că noi avem aceste credințe greșite, noi nu putem să adăugăm nimic la ele, pentru că dacă nu se pun, cum spunea și Iisus, nu poți pune vin nou în burduhuri vechi. Așa. Deci trebuie eliminate toate credințele astea vechi. Noi, de fapt, prin ceea ce facem, prin dezvoltarea care vrem noi să avem, pe evoluția noastră, deci cursuri de dezvoltare, trebuie să bazeze pe decondiționare, prin scoaterea cunoștințelor greșite care le avem și după aceea cunoașterea este în noi. Dacă, să ne reamintim de fapt este. Pentru că noi am trăit în acest... Da. Ce s-a întâmplat cu omenirea după ce am mâncat din fructul oprit, din fructul cunoașterii? Păi când am mușcat din rău, ne-am hrănit cu minciunile cu care... Și lumea s-a schimbat. Atunci oamenii s-au separat de Dumnezeu și ei au început să-L caute, uitând că ei știau iubitor cum era. Mintea lor... nu le-a mai dat voie să mai fie în comuniune cu El. Uh-huh. Și atunci când mintea îți vorbește, gândurile care sunt în mintea ta nu te lasă să intri în comuniune cu Dumnezeu. Și oamenii au început să trăiască separare, au început să le fie frică de Dumnezeu, au spus, deci din cauza suferințelor care le aveau, au început să sufere și au spus că Dumnezeu este rău. Deci aici apare frica de Dumnezeu. Apare frica. Pentru că, de ce? De ce au început să ne fie frică de Dumnezeu? Pentru că din cauza suferințelor care le-am avut, deci suferințele care le aveam, le-am pus pe seama Lui. Da, și plus și, că am început să ne simțim vinovați față de noi, am început să-i învinuim pe ceilalți și ne simțeam vinovați și față de Dumnezeu și gândeam într-un fel că Dumnezeu e vinovat de tot ce se întâmplă și în acest fel nu mai credeam că Dumnezeu e doar iubire. Da. Și am început să ne fie frică de Dumnezeu. La ce se referă această poveste când vorbește de păcatul original?
Deci păcatul originar la care se referă povestea, oamenii și chiar preoții, Biblia îl interpretează ca fiind sexualitatea, din cauza că spune în poveste că atunci când, după ce a mușcat din măr, Dumnezeu, când i-a văzut și i-a strigat, ei s-au rușinat și s-au acoperit, să nu se le... până atunci erau goși și după aceea au început să se îmbrace sau să se acopere. Și... dar nu acesta este adevărul, pentru că păcatul care îl facem toți este lipsa de atenție, lipsa de conștiință. Asta înseamnă traducerea corectă a cuvântului păcat în limba greacă, care înseamnă lipsă de atenție, lipsă de cunoaștere. Noi ne-am depărtat de cunoașterea directă. Sau a nu fi autentic, da? A nu fi și, original. Da, trăim în minte. Și aceasta ne-a depărtat. Acesta este păcatul. Da, și de fapt noi credeam în minciunile care ne au fost rostite de acel înger căzut, de șarpe. Da. Vreau să mai adaug ceva. Deci la început, când eram noi în rai, și primii oameni care au apărut pe pământ aveau încă cunoașterea lui Dumnezeu, puteau să comunice direct cu El, aveau aceste capacități, chiar comunicau prin telepatie. Ei, de asta se spune că atunci când au făcut turnul Babilonului, Dumnezeu le-a încurcat limbile, pentru că asta semnifică faptul că noi nu am mai putut comunica direct, adică prin telepatie. Am început să vorbim cu glas, așa cum vorbim acum, și am inventat diferite limbi în funcție de zona unde era fiecare. De, atunci eram în, fiindcă tot am spus de ierile omenirii, sunt patru iere ale omenirii. Prima ieră care a fost, nu cum spun oamenii că la început a fost din maimuță, nu este adevărat acest lucru. După părerea mea, și cred că și a ta, nu? Și da, tuturor sigur. Celor care sunt, deci studiază spiritualitatea. Pentru că la început Dumnezeu era în comuniune cu omul și după aceea s-a pierdut această, cum am spus mai înainte, după aceea a fost, după epoca de aur, a fost de argint, pe urmă de bronz, pe urmă de fier. Asta este era în care trăim acum, sfârșitul, spune, sfârșitul celor patru iere, era de fier. Kali Yuga, așa se mai numește, și după aceasta ar trebui să urmeze din nou o eră de aur, pentru că ciclurile se repetă mereu în evoluție. Adică nu este o evoluție, tot timpul roarta se învârte și când ești sus, când ești jos, așa se întâmplă. Așa și oamenii, până nu se trezesc, ei sunt adormiți și tot, se întâmplă tot ceea ce vrea mintea lor, nu ceea ce vor ei. Da, dar referitor la ceea ce spuneai tu despre păcat, că este vorba despre lipsa prezenței, despre a nu fi autentic, da. Tot ceea ce ne facem nouă înșine ca ființă, tot ceea ce spunem despre ființa noastră, asta ar însemna a păcătuie. Deci ce da. Rău ne este facem și nouă. Este și a se împotrivi, înseamnă și a se împotrivi, da? Da. Cuvântul păcat are și traducerea asta. Deci a crede în minciuni și a folosi aceste minciuni împotriva ta și împotriva celorlalți, mai mult decât... Da, primul păcat se spune că este lipsa de conștiință. Iisus spunea că să ne întoarcem la credință și cuvântul care rostea el și care a fost tradus greșit, care era tesuva, așa se spune în limba aramaică, care se traduce prin reîntoarcere. Nu prin pocăință, cum este tradus greșit în Biblie. Deci pocăință, ce înseamnă să te pocăiești? Înseamnă să revii, adică să spui ce nu și în cap, sau ceva să suferi, să te pocăiești. Unii îl traduc bine, spun că reîntoarceri, dar reîntoarceri la ce? Reîntoarceri la ceea ce am fost. Reîntoarceri la ființa ta. Să reîntoarcem la iubire, nu? La iubire, nu la adevăr, la frică. La adevăr, da. Atunci, care este calea clară pentru a ne întoarce înapoi la Dumnezeu? Deci ca să ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, care este în primul rând meditația și rugăciunea? Pentru că în acest fel suntem atenți înăuntru nostru și ne oprim gândurile. Deci putem fi atenți la respirație, putem fi atenți să nu ne identificăm cu... Noi jucăm diferite roluri aici pe pământ, dar noi le luăm în serios, noi chiar ne identificăm cu ele și atunci suferim. Ne atașăm de lucruri, ne atașăm de persoane. Și pentru ca să ajungem din nou la ceea ce am fost, trebuie să ne dezvățăm de aceste obiceiuri, cum am spus mai înainte, și prin rugăciune, prin meditație, să conștientizăm, să ne oprim mintea
Sunt metode de oprirea minții, de stingerea minții, cum li se spune, și chiar este o carte care spune că sunt 112 metode prin care poți să oprești mintea. Acum, nu știu, eu nu știu așa de multe, numai câteva, și toate sunt legate de atenție. Atenția asupra centrilor energetici din corp, atenția asupra respirației. Și atenția în prezent, în acum, da. Care spune că e poarta spre Da. Atenția este foarte important acest lucru. Deci atenția în acum este cel mai important. Atenția în prezent. Să nu trăiești în trecut sau în viitor, pentru că dacă trăiești în trecut, la ce te gândești? La ce este rău? Regretăm și așa, trecutul. Și dacă noi proiectăm viitorul tot prin prisma trecutului. Deci degeaba ne facem planuri, că nu putem ști ce poate să fie în viitor. Poate să fie ceva cu totul diferit, nu ceea ce am trecut. Noi nu avem încă decât experiențele care le-am trăit. Deci asta este... Da. Vreau să mai spun că cei care... Deci pentru ca să te eliberezi de dualitate. Și chiar David Wilcock, care este un chiar un prezicător și un da, un cercetător asupra spiritualității, în filmul Cercetării asupra câmpului sursă, spune că dacă ochiul tău este unul, tot trupul tău va fi plin de lumină. Și aici se referă la glanda pineală. Deci ca să dezvoltăm vederea după ce ne-am trezit, să ne dezvoltăm și capacitatea de a vedea în alte lumi, trebuie să ne activăm glanda pineală. Și glanda pineală sunt, o să vorbim altă dată mai mult despre glanda pineală, pentru că putem vorbi chiar o emisiune întreagă despre ea, este foarte importantă. Și această glandă se spune că ar fi al treilea ochi, în colaborare cu glanda pituitară. Am mai vorbit la o emisiune, noi am vorbit despre acestea două. Aveai tu un citat. Da, deci vreau să mai spun că, deci mi s-a părut foarte mai interesant. Mai 2-3 minute mai atenția, conștiința și chiar prezența. Deci spune că e ca o rugăciune. Deci nu neapărat să spui, să spui rugăciunea, cuvinte. Asta înseamnă rugăciune. Atenție înăuntru tău. Da, deci care este rău cel face mintea în lume? Câte minciuni auziți în mintea dumneavoastră? Cine este cel care judecă, cel care vorbește într-una, care emite atâtea opinii? Dacă nu iubiți, acest lucru se datorează faptului că acea voce nu vă lasă să iubiți. Dacă nu vă bucurați de viață, acest lucru se datorează faptului că acea voce nu vă lasă să vă bucurați de ea. Și asta nu e tot. Mincinosul din capul nostru are nevoie să dea glas tuturor minciunilor sale, să-și spună într-una povestea sa. Noi împărtășim și celor din jurul nostru fructele arborului cunoașterii și deoarece și în ceilalți se află același mincinos, împreună minciunile noastre devin din ce în ce mai puternice. Acum putem să urâm mai mult, acum putem să rănim într-o măsură mai mare pe noi înșine și pe alții. Acum putem să ne apărăm propriile minciuni și să devenim fanatici în urmare minciunilor noastre. Deci oamenii au ajuns chiar să se distrugă reciproc de dragul minciunilor în care cred. Cine ne trăiește viața? Cine face toate alegerile în locul nostru? Cred că răspunsul acestei întrebări a devenit evident. Deci, absența noastră. Absența noastră. Când nu ești prezent, deci absența trăiește viața noastră. Da, emisiunea noastră s-a sfârșit. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu pentru rolul pe care mi-am mai investit. Da. Mulțumim pentru atenție. Vă dorim o seară frumoasă. La revedere. La revedere. Mai bine.